Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Cum să treci peste durere? I s-a făcut milă. Matei capitolul 9, versetul 36. De multe ori, cea mai bună metodă de a trece peste durere și pierdere este folosirea amintirilor ca factor motivator și apoi comunicarea cu alte persoane care suferă. Dar sunt ocupat, spui tu. Domnul Iisus nu a fost niciodată prea ocupat pentru a arăta compasiune față de cei aflați în suferință. După ce David, fiul lui Ray și al lui Judy Williamson, a murit în condiții tragice, Ray a zis: obișnuiam să-mi pun întrebarea dacă să merg sau nu la capelă atunci când cineva trecea printr-o tragedie, pentru că întotdeauna mă simțeam ciudat și nu știam ce să spun. Dar nu îmi voi mai pune niciodată această problemă. Mă voi duce de fiecare dată, pentru că nu ceea ce spui contează, ci faptul că ești prezent. Am încheiat citatul. Când doi adolescenți au murit într-un accident de mașină, părinții lor au decis să aibă un privec comun. Peste 1000 de persoane au participat, unii așteptând chiar și 3 ore ca să consoleze familiile îndurerate. Când un bărbat care a stat singur la rând a ajuns în dreptul părinților, el le-a spus: nu i-am cunoscut pe copiii voștri și nici pe voi nu v-am întâlnit niciodată. Dar am venit în seara aceasta aici pentru că și eu am avut un fiu care a murit acum 2 ani. Știu prin ce treceți. Vreau să știți doar că sunt alături de voi dacă doriți să vorbiți cu cineva. După care le-a pus un bilețel cu numărul de telefon în mână și a plecat. Gândește-te puțin. Un străin și-a dat 3 ore din timpul său unor oameni pe care nu-i cunoștea pentru că a dorit să-i ajute să treacă prin această experiență tragică din viețile lor. Să înțelegem un lucru. Când ne arătăm compasiunea față de alții, ne asemănăm mai mult cu Domnul Iisus. Și noi înșine suntem vindecați.